Venim la această conferință de presă, suntem în piața Tricolorului din municipiul Târgu Ovriște, într-un loc care nu mai seamănă cu ce era până acum. E o investiție a administrației publice locale Târgu Oviștene, la care constructorul a cerut recepția. Urmează ca în perioada următoare, în următoarele 2-3 săptămâni, să facem și faza de terenă a recepției. În orice caz am luat decizia de a îndepărta gardurile, întrucât foarte mulți târgovișteni își doresc să se plimbe într-un spațiu care cred eu că este foarte, foarte plăcut. Investiția este în valoare de aproximativ 9 milioane de lei. Este o investiție suportată din bugetul local, o investiție care a debutat în vara anului trecut și iată că este finalizată în proporție de 99%. Avem în spatele nostru fântânile, discutăm de o anfiladă de fântâni, de asemenea aproximativ 9000 de metri pătrați de paviment. Avem acum un paviment din granit rezistent. Referitor la acest aspect, în următoarele 2-3 săptămâni urmează să facem încă o etapă importantă. Este vorba de un tratament specific pentru a asigura durabilitatea în timp a pavimentului. Totodată iluminatul public a fost schimbat, s-au montat bănci, s-au refăcut spațiile verzi, toate în cadrul unei investiții care cred eu că este foarte frumoasă. Vedem câți oameni sunt prezenți aici și este numai începutul unei etape de modernizare a centrului municipiului Târgu Ovriște fără precedent. În spatele nostru avem cinematograful Independența, care va fi gata luna viitoare. De asemenea, se lucrează la Parcul Micropoliei, se lucrează la Piața Revoluției, alte două investiții care vizează zona centrală a municipiului Târgu Ovriște, zonă în care nu s-a mai investit de foarte mult timp, cu excepția pieței Mihai Viteazu, care a fost reabilitată acum aproximativ 3 ani. De asemenea, pe proiectul fonduri europene, Bulevardul Mircea cel Batru va fi de asemenea refăcut, Bulevardul Regele Carol va fi refăcut și de asemenea, pe fonduri de la bugetul local, Bulevardul Libertății și Bulevardul Independenței, practic tot ceea ce înseamnă centrul municipiului Târgu Ovriște urmează să intre într-o reabilitare completă, deja intrat în mare parte. Prima investiție pe care suntem gata să o oferim cetățenilor municipiului Târgu Ovriște este Piața Tricolorului și cred eu că în perioada următoare lucrările vor avansa foarte mult și la Parcul Micropoliei și la Piața Revoluției. Toate investiții foarte, foarte spectaculoase, investiții de natură să schimbe felul sau modul în care priveam până acum centrul municipiului Târgu Ovriște. Cred că este o zonă foarte frumoasă, cu nimic mai prejos decât alte zone de promenadă din România. O zonă cu multe elemente de atracție, cu spații verzi, cu fântâni, iată cu mobilier stradal. O zonă care sunt convins va fi centru atracției pentru târgovișteni. Însă mai avem câteva surprize, spre exemplu luna viitoare va fi gata și skateparkul din Parcul Timbia, o investiție pe fonduri europene, o investiție care de asemenea va fi foarte, foarte spectaculoasă, cu foarte multe spații verzi și cu zone de relaxare. Așadar, pe deosebire de alții, care știu numai să critique pe Facebook, pe diferite rețele de socializare, noi demonstrăm cu parte ceea ce facem pentru Târgu Ovriște și pentru târgovișteni. Mulțumesc frumos! Întrebări?